noi, da? Chiar mai avem voi pe noi? Care să trebuie? Asta deja cred că era în Costa Rica, într-un parc național, Parcul Național Manuel Antonio, era cea de-a noua țară prin care treceam. M-a impresionat. Am sărit gardul aici, nu, de obicei nu prea plătesc la... Oricum n-aveam buget foarte mare să plătesc la intrări și la chestii din ăsta, așa că săream de multe ori gardul. A, aici am pus o aeroposa, dar e din El Salvador, deci puțin înainte, e coasta pacifică. Eu țin să zic că am traversat Statele Unite pe partea montană, deci n-am văzut Pacificul prin Statele Unite. Mulți cicloturiști o iau pe ruta Oregon, zona Washington, până în California și eu n-am ales ruta aia, am ales ruta mai apropiată de munții stâncoși. Și n-am văzut, sunt peisaje, de fapt, în Salvador, care sunt similare cu cele din California, cum este. Și m-a impresionat lucrul ăsta. Nu te-ai gândit la o țară ca El Salvador să aibă peisaje similare cu California, dar are, până la urmă, coarta pacifică. Aici, din nou, în Costa Rica, țară super, cu vegetație super luxuriantă, super interesantă. Dar nu pot să zic că m-a impresionat ca țară Costa Rica. Adică sunt multe alte lucruri care mă impresionă mai mult. E o țară care, practic, e mai sigură ca celelalte din America Centrală. Nu au armată, e o țară interesantă și care atrage foarte mulți indivizi din afară, mai ales în Statele Unite. Sunt foarte mulți pensionari. Bineînțeles și Elena Udrea s-a dus pe la tope acolo, ca să scăpe de căcat, deci... Aici barba mea epică de 9 luni de zile, o ținusem din Whitehorse, din Yukon, din Canada, până în Panama. Atât am suportat. Am suportat-o. Nu aș fi imaginat niciodată înainte, nu-mi place să am barbă, mă irită, mă... Dar aici am rezistat-o și 9 luni de zile. Prima dată am lăsat-o pentru motiv practic, era frig în Statele Unite, dar după aia am zis, hai mă să văd cât mă ține. Și cam atât am ținut, din păcate n-am în cap, dar am... barbă. Da, așa am zis și eu, motiv practic. Și aici cam la am ajunsesem la capătul Panamaului. 14.500 de kilometri străbătuți prin toată America de Nord și Centrală, deci din Dead Horse, cum spuneam, până în Cartí, în ceva mai la sud de Ciudad de Panama. Prin toate țările continentale ale Americii de Nord și Centrale, deci Alaska, aparținând de Statele Unite, Canada, Statele Unite, Mexic, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica și Panama. Asta se întâmpla la 11 luni de la plecare, mai mult sau mai puțin, cred că la 11 luni erau când am terminat prima America. Și interesant, dacă puteți să vedeți poza din stânga sus, e poza când am traversat cu barca între Panama și Columbia. Nu există șosele care să lege Panama de Columbia, deci trebuie să iei barca sau să treci prin junglă și să iei barca, o combinație de genul ăsta. E o zonă foarte ciudată pentru că sunt foarte mulți narcotraficanți la modul real. În sensul în care un kilogram de cocaină în Columbia costă undeva la $1,700. Acel kilogram la modul real, știu cifrele astea pentru că mi s-au comunicat. Mi s-au propus deal-uri. Adică... Doar un kilogram, că ești cu bicicleta, nu poți să aduci mult și banale. Adică... Ceva de genul. Și acum aveai $900 la plecare. $900 la plecare mi-a dat. O jumătate de kil, vă rog. N-aș face așa ceva, dar la modul real mi s-au propus deal-uri, fără să glumesc. Eram pe insulă, pentru că... Ca să faci traversarea asta între Panama și Columbia, o faci cumva pe insulă întâi și după aia insula aia pleci spre granița columbiană. Și acolo cât eram în seara aia cu cel care urma să mă traverseze cu barca mai departe, la modul glumă real, știți, în zona aia, totuși colombienii au inventat ceea ce se numește realismul magic, nu? Cu Gabriel García Márquez, care nu știi când scrie ce e real și ce și ce este magic, nu? Sau ceea ce este ireal. Omul s-a apucat să povestească unui izraelit care venea din cealaltă direcție, adică eram cumva blocați ambii pe acea insulă, el se ducea spre Panama, eu mă duceam spre Columbia și el a început discuția cu izraelitul, domne, cum facem să băgăm și noi niște droguri în Israel?
Eu puneam, dar vă dați seama, în Israel, acolo niciun ac nu intră fără. Și la modul ăla discutau băieții cum să... Bineînțeles, și Israel râdea de ăla, că ăla nu știa cu ce se mănâncă chestia asta. Dar, din glumă, din Israel, se înțelesese că omul chiar transportă droguri între Columbia și Panama. Și m-a întrebat și pe mine cum să facem să băgăm droguri în România. Am râs de el, bineînțeles. Dar e o realitate a regiunii. E o realitate a regiunii, se face lucrul acesta. Nu degeaba Pablo Escobar a devenit unul cel mai bogați oameni din lume. Și e interesant să o trăiești pe proprie piele. Nu știu, mie îmi place să văd aceste realități ale lumii. Una e să auzi de ele de la televizor și alta este să te confrunți cu ele. La modul cât o iei ca glumă, dar ele până la urmă sunt niște realități ale lumii, nu? Și asta, și violența, și mă rog, tot ce am trăit. La fel țin să menționez că deja până la ajunge în Columbia, până atinge America de Sus, fusese înjefuit de două ori. Odată în sudul capitalei mexicane, mi s-a furat telefonul din mers cu tot Bucăști, în timp de motocicletă, mi l-am șpăcat și joc. Așa? Iar în Panama am intrat în cartier rău famat din capitala panameză și mi s-a furat unul din coburile de pe spate al bicicletei. Deci acolo aveam toate hainele, a rămas doar cu cele pe mine, am dormit în seara respectivă pe pardoseală la poliție. Dar, din nou zic, până la urmă sunt excepții și sunt parte din realității lumii, nu? Am avut parte mult mai multă omenie și mult mai multe gesturi incredibile, nu? Dacă este să-mi aduc aminte nou de Utah, și Utah mi s-a părut unul din cele mai faine state din America, oamenii sunt super, super de treabă, nu știu dacă are de face cu faptul că oamenii sunt mormoni în zona aia și au mai multe valori religioase, zic așa. Dar la un moment dat, fiind prins într-o furtună în zăpadă, am bătut la prima ușă și niște bătrâni mi-au deschis. Era seara de ajunul de Thanksgiving și m-au primit ca unul de acasă. Eu m-au pus la masă cu familia, cu foarte, foarte mișto. Da. Am să trec acum, nu mai am slide-uri pentru America de Sud, am să trec direct la poze. Am un folder cu poze. O secundă. Cetățeni, cum ajung aici? Cam toate pozele astea sunt la tine pe profil, nu? Sunt. În anii trecuți. Da, sigur, sunt pe Facebook, le puteți găsi. Cam toate. Bun. Am să las poza asta aici pentru că e foarte reprezentativă pentru America de Sud. E unul din cele mai fascinante locuri în care am ajuns, Cascada Angel din Venezuela. Am poze destule și din Columbia, dar adică dacă este să stăm la discuții pe fiecare țară, e foarte, foarte mult de povestit. Pot să zic câteva vorbe înainte de a ajunge la Venezuela, atunci de Columbia. Mie m-a impresionat. Eu cred că e o țară care s-a dezvoltat enorm în ultimii 20 de ani. Și cred că va deveni un loc foarte turistic și foarte trendy. E un loc deja trendy în America de Sud. Dar despre Venezuela n-aș putea spune acest lucru. E o țară în care mi s-a recomandat că nu am ce călca. Că nu am ce căuta acolo pentru situația socio-economico-politico și așa mai departe. Bineînțeles, eu nu prea mai iau după ce îmi spun oamenii, eu mai iau după instinct. Și am fost totuși, am petrecut două luni de zile, deci am petrecut aproximativ trei luni de zile în Columbia. Am stat o lună de zile în Medellin la o familie care sunt Medellin, de fapt, în accentul antiochie, dar fiind Medellin, Gin. După care am luat-o spre Bucaramanga, spre granița venezuelană. Nu eram sigur că pot să trec, s-a deschis chiar în acea perioadă când am stat eu în Columbia, fusese închisă complet granița dintre Columbia și Venezuela, atât pentru mașini cât și pentru traficul pietonal. Și au deschis-o într-un final pentru traficul pietonal, deci am putut să trec cu bicicleta. Am fost privilegiat din punctul de vedere, pentru că, mă rog, n-am simțit detalii de ce au închis granița respectivă. Ei spun că există foarte multă contrabandă cu Columbia. Și o închiseseră, dar am avut norocul totuși să ajung în Venezuela și să petrec două luni de zile acolo. Ideea care era? Eu inițial, cum vă spuneam, vreau să fac o traversare pe o rută cât mai directă între Alaska și Țara de Foc, dar am decis chiar în America Centrală și ulterior ajungând în Columbia, am zis să intru și în toate țările, deci să fac un zigzag pe continente, nu doar să fac o traversare directă, ci să intru și în toate entitățile teritoriale ale Americilor.
Și exact asta am făcut. Deci din Columbia am început să zigzaghez pe, pe teritoriul Americii de Sud, luând întâi spre est, traversând Columbia, Venezuela, cele trei Guiane, Guiana Britanică, Guiana Olandeză și Guiana Franceză.